Joi la ora 14:30, cine a dorit a avut posibilitatea să cumpere fier vechi de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, companie în faliment, pornind de la prețul de 0,52 lei pe kilogram. Acum o săptămână a mai avut loc o astfel de licitație, dar prețul a fost ceva mai scump. Porna de la 0,63 de lei pe kilogram, așa că prețul de joi a fost un chilipir pentru vânzarea ultimelor bucăți din ceea ce a fost unicul producător de apă grea, componentă cheie a lanțului nuclear din Europa, dar și unitatea economică de referință a județului Mehedinți. În anunțul postat pe site se arată că RAN, în faliment prin lichidator judiciar Euroinsol, anunță scoaterea la vânzare prin procedura licitației publice deschise a unei cantități de 270.000 kg deșeuri fier vechi, pornind de la prețul de 0,52 lei pe kilogram. În iunie anul acesta a fost pronunțat falimentul RAN după ce firma intrase în insolvență în toamna anului 2013, cu datorii vechi de 680 de milioane de lei, alte 70 de milioane de lei acumulându-se în insolvență.